Avem într-o tabără de instrucție cu specificul în mediul montan, în care încercăm să ne ridicăm nivelul de pregătire, atât individuală cât și colectivă. În zona Soveja desfășurăm un modul de pregătire în munte, o zonă foarte frumoasă și care ne oferă locul și spațiul pentru a ne îndeplini obiectivele de instrucție care ne-am propus. Pentru noi este o bună ocazie să ne închegăm coeziunea la nivelul subunităților și în același timp să ne verificăm rezistența la efort fizic și rezistența psihică în condiții de munte, în condiții de izolare. Suntem pregătiți fizic, psihic și cred că putem desfășura activitatea în orice mediu. Am aproximativ 9 ani în acest domeniu. Foarte mulți dintre noi avem experiență în teatrele de operații și încercăm să ne îmbunătățim activitatea. Ne susținem unul pe altul și suntem ca o familie. Fără sprijinul unui coleg sau a unei echipe, nu se poate face o activitate foarte bună. Parașutismul este doar o formă de a ne infiltra, iar mai departe acțiunea sol este pe specificul forțelor pentru operații speciale. Noi iubim acest lucru, îl facem de ceva vreme și ne dă și o încredere mai ridicată în executarea misiunilor.